Bun. Bună dimineața, vă mulțumim că... Bună dimineața, vă mulțumim că ați venit alături de noi și în această dimineață superbă. Vă promitem o discuție foarte interesantă despre independența financiară. Îl avem alături de noi, ca de obicei, pe Valentin, de la științabanilor.ro. Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre drumul spre independența financiară. Vom avea foarte multe lucruri de spus. Ați văzut agenda evenimentului. Dacă n-ați văzut, o să vă reamintească Dan într-un moment. Avem o oră jumătate împreună. Foarte multă materie, foarte multe informații de predat. Ce rugăminte am este ca orice întrebare aveți să o puneți pe chat, pentru că nu vom avea timp să răspundem live la ele. Însă dacă puneți întrebarea pe chat, cel care nu vorbește va răspunde direct pe chat. Asta este avantajul că suntem doi și nu unul. Veți avea în permanență un consultant financiar pe chat care să vă răspundă la orice fel de întrebări. Bun, cu această mică introducere să vă spun două, trei lucruri despre mine. Numele meu este Valentin Nedelcu, sunt coach și trainer financiar, consultant fiscal, sunt fondatorul comunității Știința Banilor și blogului cu același nume. Experiența mea în investiții se întinde pe mai bine de 13 ani, în special în investiții în acțiuni și obligațiuni. O altă experiență profesională ține de domeniul financiar, unde am aproape 11 ani de experiență, dintre care 5 ani în poziții de management. Bun, cu această mică introducere, aș vrea să-l prezint și pe prietenul meu, Dan, să las pe el să spună despre el. Mulțumesc frumos, Valentin! Numele meu este Dan Sulica, sunt investitor și consultant financiar independent. Ca formație sunt fizician, deci nu provin din zona aceasta economico-financiară. Dar în ultimii 18 ani am avut ocazia să fac mai multe tipuri de investiții. Am început cu pași mici, chiar foarte mici, în domeniul imobiliar. Apoi am continuat în zona aceasta. După vreo 4 ani, în 2004, am auzit de dobânda compusă și am înțeles cum funcționează și mi-am făcut o asigurare de viață cu componentă de investiție, cum se numesc acum produsele acestea unit-linked, ca să beneficiez de această dobândă compusă. După o vreme m-am hotărât să investesc și eu însumi în diferite fonduri de investiții. Am început cu fonduri mutuale, am continuat cu burse de acțiuni din România, din străinătate, obligațiuni, după aia am mers și mai departe în mărfuri, aur, instrumente derivate, la un moment dat tranzacționam chiar pe piața Forex. În tot acest timp am obținut rezultate bune, dar am făcut și greșeli, unele greșeli chiar foarte mari, care m-au costat scump, dar din care am învățat cel mai mult, că știți cum se spune, din greșeli învățăm cel mai mult și din propriile noastre greșeli, bineînțeles. Și în urmă cu vreo 4 ani m-am gândit că informațiile pe care le-am acumulat în această perioadă ar putea să ajute și pe alții interesați de finanțe personale, de investiții și am hotărât să vin în sprijinul lor. Am realizat site-ul ideișibani.ro, unde vă invit să intrați și să vă abonați la newsletter în caz că nu sunteți deja abonați, ceea ce nu pot să cred. Și astăzi vă propunem o discuție despre un concept foarte interesant și oarecum controversat. Este vorba de independența financiară. Avem câteva capitole noi, le-am spus 5 etape în care vom împărți această independență financiară. Vom începe de la prezent și vom ajunge către
ce avem de făcut ca să ajungem acolo. Vă invităm să puneți întrebări pe chat, pe e-mail, aveți adresa mea de e-mail, aveți adresa lui Valentin, le găsiți pe site, a mea este danarondideisiban.ro. Promitem să vă răspundem, dacă nu, vom reuși live, poate prin e-mail. Și până atunci, vă mai spunem că vă așteaptă o mică surpriză la finalul acestui webinar. Și pentru cine are răbdarea să se uite până la sfârșit, noi credem că nu veți fi dezamăgiți. Bun, haideți atunci să începem. Începutul începutorilor este foarte simplu. Ce este independența financiară? Da? Ce înseamnă să fii independent financiar? Să fii bogat, să ai foarte mulți bani. Da? Nu, nu înseamnă asta. Nu înseamnă neapărat asta. Să ai venituri mari, să câștigi foarte mulți bani. Nici asta. Există oameni care câștigă foarte mulți bani și care nu sunt deloc independenți financiari, sunt băgați în datorii până în gât. Și există oameni care nu câștigă foarte mulți bani și care ajung încet, încet la această stare de a fi independent financiar. Bun. Deci, care ar fi o definiție? Să fii independent financiar înseamnă ca veniturile tale să-ți acopere toate cheltuielile normale pe care le ai. Adică exact nivelul de trai pe care l-ai astăzi, să poți să ți-l menții din venituri, dar nu orice venituri, nu venituri active, ci venituri pasive. Da? Ce înseamnă venit activ? Venitul activ este salariu, este unde te duci tu să lucrezi, ai o afacere personală. Este venitul care încetează în clipa în care tu nu mai faci acea activitate. Da? Indiferent că nu mai ai chef sau știu și eu, ți-ai rupt un picior, Doamne ferește, venitul ăla a încetat. Venitul pasiv este cel care nu încetează în clipa în care tu nu mai ai o activitate susținută așa în fiecare zi. Dar atenție, venitul pasiv nu înseamnă un venit pe care îl obții fără să faci absolut nimic, fără să faci zero, niciun efort. Nu. Este un venit pentru care faci un efort, dar un efort relativ mic. Uneori un efort chiar foarte mic. S-au propus diferite măsuri, cât de mic. Și s-a ajuns la concluzia, domnule, dacă faci un efort, dacă ai o activitate cam de sub o oră pe zi în medie, subliniez în medie, atunci se cheamă că ăla este un venit pasiv. Da? Noi avem aici, o să vorbim astăzi de câteva exemple de venit pasiv și o să vedem că unele necesită la început un efort mai mare, atât de timp, cât și de pricepere, cât și de bani, cum sunt cele imobiliare, de exemplu, și altele necesită un efort foarte mic, poate chiar de o oră, nu pe zi, o oră pe săptămână, poate chiar o oră pe lună, deci sunt venituri foarte, foarte pasive. Da? Ok. Bun. Deci, reținem. Independent financiar este când îți acoperi cheltuielile pentru nivelul de trai actual, exact cum îl ai tu acum, doar din venituri pasive. Da? Aia se cheamă că ești independent financiar. Bun. Pe lângă faptul de a fi independent financiar, mai există și alte etape. Una mai sus și una mai jos. Există nivelul de siguranță financiară. Da? Ce înseamnă nivelul de siguranță financiară? Înseamnă că nu îți acoperi chiar toate cheltuielile tale din ziua de azi, ci îți acoperi doar cheltuielile de bază. Adică locuință, mâncare, transport, utilități, astea medicale, știu și eu, asigurări, sunt chestii de bază, fără vacanțele pe care le ai acum, fără ieșirile în oraș, știu și eu, restaurante, ce alte chestii mai interesante faci tu. Deci se consideră că ai ajuns la nivelul de siguranță financiară când veniturile tale pasive
acoperă aceste cheltuieli de bază. Da? Este un nivel intermediar până la atinge independența financiară și este un lucru mare să reușești să-ți asiguri măcar aceste cheltuieli la un nivel așa mai subțireanu, cum se spune, dar totuși să le ai asigurat. Există nivelul de independență financiară care, cum am spus, exact traiul cum îl ai astăzi, fără să ai extravaganțe, fără să-ți faci cumpărături crazy, fără să te plimbi cu iahtul sau cu elicopterul, exact cum ai tu nivelul de viață astăzi, îl ai acoperit. Și există un nivel superior, care este de fapt cam ultimul nivel, care se numește libertate financiară. E, chestia asta cu libertatea financiară nu e foarte stabilită, așa? Toată lumea a căzut de acord, dom'le, dacă faci chestia aia A, B și C, se cheamă că ai ajuns la libertate financiară. Unii propun o definiție relativ rigidă. Au zis în felul următor, dom'le, în clipa în care ai $1,000,000 sau de euro, bine, nu să iei așa în buzunar, când îi ai sub formă de investiții și ei îți produc venit pasiv, atunci se cheamă că ai ajuns la libertatea financiară. Da? E o definiție mai simpluță, așa nu prea ne spune nouă mult. Acum 20-30 de ani $1,000,000 însemna un lucru, astăzi înseamnă altceva, înseamnă totuși o groază de bani, peste 20-30 de ani s-ar putea să însemne mult mai puțin. Bun. Alții spun altceva, nu, domnule? Libertate financiară este când peste nivelul tău de trai actual, cum este el, mai ridicat, mai scăzut, mai mediu, nu contează, când peste acest nivel de trai, tu îți asiguri două, trei chestii în plus, care ar putea fi considerate de unii bonusuri sau mici extravaganți. Ce ar putea fi acest lucru? Nu știu, vrei să-ți faci vacanța, o vacanță generoasă într-o locație exotică, de exemplu. Vrei să stai 2-3 săptămâni pe an într-o insulă din Pacific. Or, e ok, poți să stabilești asta. Sau vrei să îți dai copiii la o universitate de top, americană, unde prețurile sunt nițeluși cam mari. Sau vrei să-ți cumperi o super mașină. Bun, poți să stabilești astfel de obiective, 2-3 astfel de obiective. Atenție, nu vorbim de a-ți ajunge la nivelul ăla la care ai atât de mulți bani încât poți să faci orice. Chestia asta este o utopie, să faci orice. Păi ce înseamnă să faci orice? Să-ți cumpere o insulă în Pacific, să ai propriul tău avion, să, mă rog, puteți completa puncte, căci imaginația este nesfârșită. Da? Nu înseamnă că nu există oameni care au ajuns acolo. Există, dar foarte puțin. Noi trebuie să vorbim de chestii realiste. Da? În clipa în care tu ți-ai asigurat nivelul de trai pe care l-ai actual și ai pus în plus câteva chestii, 2-3 chestii pe care ți le dorești cu adevărat, cam aia se cheamă că ai ajuns la libertatea financiară. Da? Vise, cum se spune, 2-3 vise pe an. Ok. Toate chestiile astea se exprimă în cifre și nu este deloc complicat. Fiecare dintre noi poate să-și calculeze ce înseamnă nivelul de siguranță financiară, nivelul de independență și chiar să pună un preț pe libertatea financiară. Cum ajungem la suma aceea pe care o țintim ca veniturile din ea să ne țină la nivelul de independență financiară? Există o formulă aproximativă, dar foarte realistă, care zice în felul următor. Dacă noi cunoaștem cheltuielile anuale actuale pe care le avem, înmulțim cu 20 și am obținut cam acea sumă pentru independența financiară. De ce 20? Pentru că ne gândim că respectivele profituri pe care ni le aduc investițiile noastre ar fi de, să zicem, rezonabil așa și foarte conservator, 5%. Da? Și dacă noi obținem 5% conservator, atunci vom obține veniturile anuale din acea sumă de 20 de ori mai mare decât cheltuielile noastre. Dacă există întrebări, Valentin, te rugăm să continui. Bun, mulțumim, Dan.
Da, asta este definiția clasică a independenței financiare. O definiție clară, pe cifre, se pot calcula fără nicio problemă. Ce aș vrea eu să vă propun este să nu rămânem prizonieri în concepte. Partea asta de finanțe personale totuși e o știință creată de oameni și în care criteriile sunt făcute de anumite persoane să fie aplicabile pentru o mare parte din oameni, dar nu pentru toți. Ce v-aș propune eu este să adaptați definiția independenței financiare la ceea ce vă doriți voi, de fapt. Să nu rămânem captivi în ideea că independența financiară înseamnă să acoperi toate costurile curente cu de trai din venituri pasive. De ce nu poate să reprezintă pentru voi independența financiară să acoperim o parte din costurile noastre de trai, iar altă parte să facem cealaltă parte de care avem nevoie pentru a trăi, să o câștigăm prin venit activ făcând ceva ce ne face plăcere foarte mult. O activitate pe care n-am alege-o în mod normal pentru că nu e suficient de bănoasă, dar pe care o putem alege pentru că ne permite chestia asta. Putem să zicem că ok, pentru mine independența financiară înseamnă să am un nivel de siguranță financiară, da? Să ne asigurăm nevoile absolut de bază și să am astfel posibilitatea și să-mi permit să pornesc o afacere care îmi place mie și care nu știu dacă o să-mi iasă. Indiferent ce se întâmplă, tu rămâi tot în picioare, da? Nu ne aruncăm cu capul înainte, mai ales dacă avem și persoane care depind de noi. Și asta este propunerea mea. Să vă definiți voi, pornind de la definițiile clasice, într-adevăr, să adaptați acele definiții pentru ceea ce simțiți voi că funcționează pentru voi. Poate unii dintre voi sunt dispuși să aștepte 15-20 de ani pentru a ajunge independenți financiari în sensul clasic. Poate alții nu mai vor să aștepte și vor să intre în antreprenoriat, de exemplu. Și poate ar fi mai bine să țintească siguranța financiară. Poate în schema independenței financiare nu mai vă vedeți locuind în același oraș. Poate vă gândiți să vă mutați la țară, de exemplu, și să închiriați casa, apartamentul din oraș mai scump, și astfel să tăiați poate câțiva ani din perioada necesară pentru a ajunge independenți financiar. E foarte important să vă gândiți care sunt, de fapt, ce vă doriți voi, care este viața pe care vă doriți și să începeți să construiți spre acea viață, nu neapărat spre o cifră, ci spre acel setup de viață pe care vi-l doriți încă de mâine. Poate vreți să vă mutați în altă țară, nu știu, vă mutați pe o insulă în Grecia și lăsați tot ce aveți aici, îl închiriați și din banii pe care îi luați aici vă plătiți chiria în Grecia și faceți ceva online, de exemplu. Bun, deci singurul lucru care ne limitează este imaginația noastră și decizia noastră de a începe să mergem pe acest drum și să ne asumăm, mă rog, că vor fi și costuri, știți cum e cu dorințele astea. Mulți dintre noi ne dorim toate avantajele unei anumite schimbări, dar când vin și dezavantajele, le spunem nu, stai așa că nu asta am contractat cu tine, fără dezavantaje. Chestia asta o să ne scutească de foarte multe bătăi de cap. Simplu fapt de a ști că orice schimbare vine și cu avantaje și cu dezavantaje. Și să le cunoaștem cât mai bine de la început și să ne asumăm că ok, asta este astea sunt dezavantajele și sunt ok cu ele. Avantajele sunt mai importante decât dezavantajele pe care mi le aduce această schimbare.
iarăși un lucru care ne ajută să ne facem arhitectura independenței financiare, cum o numesc eu, este să ne gândim, bun, ajungem independenți financiar și facem ce? Bine, tendința pe care am auzit-o de la mulți este să spună, păi mă uit la seriale de-a ziua și, nu știu, mănânc junk food. Sau stau în natură toată ziua și mă uit la copaci. Nu, joacă golf toată ziua, joacă golf. Joacă golf toată ziua, n-am auzit încă. Așa. Bun, e foarte, foarte fain, dar nu o să țină chestia asta mai mult de, nu știu, câteva luni, adică la câte seriale poți să uiți, să te plictisești. Și cu siguranță că fiecare om va simți nevoia, chiar dacă ar avea toți banii din lume și ar fi independent financiar, fiecare om ar simți nevoia să facă și ceva lucrativ pentru celălalt. O modalitate de a accelera drumul spre independența financiară este să te gândești de pe acum. Bun, ce aș putea să fac eu lucrativ pentru ceilalți și aș face indiferent de câți bani îmi vin acolo. Aș face de plăcere chestia asta. Și aș face-o și dacă aș fi independent financiar. Bun, după ce găsești acel lucru, chiar dacă nu ești sigur că că ai găsit corect, apucă-te să-l faci. Dacă ai un job de la, nu știu, 9 la 6, 9 la 5, sunt joburile astăzi, fă o seară sau un weekend sau o zi pe săptămână sau o zi la două săptămâni și testează. Dacă nu-ți place și te simți obosit, testezi altceva și tot așa. Când încerci, n-o să vezi. Pe mine mă amuză chestia aia cu, ok, hai să ne descoperim vocația și ce ne place să facem, gândindu-ne așa, ce îți place să faci, ce te interesează. Nu, mă interesează să mă uit la seriale. Te apuci și faci. Testezi controlat, da? Într-o zi pe săptămână, o două ore seara. Testezi, o faci, o faci în mod profesionist, dacă nu ne batem joc de clienții noștri, și după aia decizi, măi, asta e vocația mea sau e doar așa un hobby ca golf. Și decidem pe mai departe. Bun. Cam atât am avut de spus. Ca și o concluzie, adaptați definițiile pe care vi le-a dat Dan de independență financiară la stilul vostru de viață pe care vi-l doriți, la valorile voastre, la principiile voastre de viață. Nu fiți nici prea nu intrați în fantezii, că viața nu este despre fantezii, viața este despre a trăi bine și a trăi frumos și a trăi în acord cu regulile noastre, pe de o parte. De altă parte, nu fiți nici foarte fricoși, că independența financiară nu înseamnă să reducem costurile până la nivel de locuim într-o cutie de chibrituri, ci fiți echilibrat, bunul simț vă ajuta bunul simț în sensul de common sense, vă ajuta întotdeauna în orice vreți să faceți în viața asta. Deci, un stil de viață pe care vi-l doriți, este de bun simț, este realizabil, credeți în voi că este realizabil, și puneți pe hârtie tot. Nu lăsați în minte toată această arhitectură, ci puneți pe hârtie care sunt cifrele pe care trebuie să le atingeți, în cât timp, unde veți locui, cu cine, ce veți face în perioada respectivă, ce activități, cum vă veți aloca timpul, dacă vreți, nu știu, să călătoriți sau să stați pe loc, sau să fie la țară, sau să fie în alt oraș, în altă țară și așa mai departe. Bun. Acum să trecem un pic la partea mai de hard knowledge pentru din acest webinar. Îl las pe Dan să ne vorbească despre prima etapă dintre cele 5 etape ale independenței financiare. Bun, deci noi am făcut așa un mic plan
Ideea este ok, am stabilit ce este independența financiară. Cum ajungi acolo? Da? Ce ai de făcut? Este foarte simplu, este ca la o rețetă. Nu e. Oamenii din lumea întreagă fac chestia asta de zeci de ani, nu descoperim roata acum. Da? Ca să ajungi undeva, trebuie în primul și în primul rând să știi unde ești acum. Da? Adică situația în prezent. Este ca atunci când mergi într-o călătorie, mergi într-o excursie, da? Și vrei să ajungi undeva și te uiți pe o hartă. Care e primul lucru pe care îl faci când te uiți pe o hartă? Stabilești unde te afli în momentul respectiv. Pentru că dacă nu ți-e clar unde te afli în momentul respectiv, ai șanse practic zero să ajungi oriunde ți-ai propus tu. N-ai nicio șansă. De exemplu, vrei să ajungi, nu știu, la Timișoara sau la Brașov. Și tu te afli pe autostrada Soarelui, pe autostrada A2, da? Păi, nu există decât două locuri unde poți să ajungi. Într-o parte în Constanța, într-o parte în București, da? Deci, oriunde ai merge în față sau în spate, cu siguranță nu vei ajunge la Brașov. Ca să ajungi la Brașov, trebuie să-ți iei frumos o hartă, să vezi pe unde ieși, pe unde cutare și dacă îți faci un plan, vei ajunge și la Brașov. La fel se întâmplă și cu independența financiară. Primul pas. Ok. Dar, dincolo de primul pas, haideți să ne dăm seama care este problema reală cu independența financiară. Problema este că trebuie să ai o influență activă. Nu te îndrepți automat în această direcție. Da? Din contră, sistemul este construit astfel încât, dacă nu faci nimic, te îndrepți automat în partea cealaltă, spre sărăcie. Da? Așa este construit sistemul ziua de azi. Și din păcate nu este numai în România, este în multe alte țări. Ce înseamnă automat? Înseamnă că dacă tu faci așa ce face toată lumea, mergi cu apa. Cum te duce viața? De exemplu, cum e la școală? Ce ai de făcut la școală? Păi dacă te scoli dimineața, te duci acolo, stai în bancă, îți vezi tu de treaba ta, nu trebuie să fii nici genial, nu trebuie să fii, să dai pe nimeni pe spate, ți-ai făcut și tu treaba, dar an la an ai trecut dintr-o clasă în alta, mai bine, mai rău, nu e nicio problemă și până în final ai absolvit școala, ești absolvent. Da? Ok. Deci nu trebuie să faci mare efortul. Te duce sistemul, te duce apa înainte. Ei bine, sistemul de la sine nu te va duce niciodată spre independența financiară, din contră doar spre dependența financiară. Sistemul te va face dependent, te va convinge că singurul mod deștept de a câștiga existența este să ai un salariu, să fii angajat. Nu-i nimic rău n-a avea un salariu, nu mă înțelegeți greșit. Că trebuie să te împrumuți, să cumperi totul pe rate, că este bine să ai dorințe cât mai mari, să ți le îndeplinești acum, nu, chestia asta cu răbdarea nu este bună, nu funcționează și așa mai departe, te va băga în datorii, în final te va trimite la pensie, pensia asta mai ales în România, poate știm, poate nu știm, dar sistemul este puțin falimentar și se prognozează că în următorii 20 de ani sau chiar 15, undeva până în 2030 va ajunge să aibă imense probleme. Deci nu ajungi așa respectând regulile, fiind un om regulamentar, nu ajungi niciodată la independența financiară. Trebuie să știi ce să faci, unu, și doi, trebuie să le pui în practică zi de zi și vei vedea că funcționează. Da? Bun. Deci, unde ești tu la momentul prezent? Asta este primul lucru pe care trebuie să-l stabilești și îți recomand să-l stabilești cu maximă atenție. Am spus noi să-ți faci așa o radiografie. Știi cum te duci la doctor și îți fac niște analize, îți ia sânge și îți face o groază de chestii? La fel trebuie să-ți faci și tu pentru situația ta financiară. Adică, pe scurt, ce venituri ai active? Pentru cei mai mulți e simplu. Dom'le, am salariu cu tare. S-ar putea să mai ai și alte venituri active. Poate ai, știu și eu, un teren mic agricol, mai încasezi o arendă sau poate ai niște depozite bancare sau poate ai niște alte venituri. Poate ai niște venituri pasive. Ok, simplu până aici. Cum stai cu cheltuielile?
Păi, iarăși, pentru mulți sunt simple. Păi, ce venituri am, cam asta cheltuiesc. Crezi veniturile, crezi și cheltuielile, nu? E, nu este de ajuns să știi ce cheltuieli ai, cât anume cheltuiești, trebuie să știi și pe ce anume cheltuiești. Adică notează-ți, scrieți. S-ar putea să nu-ți placă chestia asta să scrii. În ziua de azi există device-uri cum este acesta, unde îți poți face o mică listă, există programe pe care le poți downloada, multe sunt gratuite. Încearcă să-ți faci o listă cu ce cheltuiești, ca să știi la sfârșitul lunii, defalcat pe diferite categorii, utilități, mâncare, fan, îmbrăcăminte, asigurări, știu și eu, cheltuieli cu copiii și așa mai departe. Pentru că odată ce îți cunoști situația, vei ști dacă este ok, dacă nu este ok, ce poți îmbunătăți, unde poți îmbunătăți. Poți îmbunătăți partea de venituri, să le crești, bineînțeles. Poți îmbunătăți partea de cheltuieli, să le scazi. Poți îmbunătăți foarte multe lucruri. Dar trebuie în primul rând să le cunoști. Dacă nu le cunoști, n-ai nicio șansă. Absolut nicio șansă. Activul net. Ce ai tu pe lumea asta? Da? Ce proprietăți ai? Păi știi că am o mașină și am... Foarte bine, scrie-le pe hârtie. Nu trebuie să fie foarte multe, nu trebuie să fie foarte puține, nu contează chestia asta. De unde pleci? Păi știi că am o situație mai grea și că nu e nicio problemă. Nimeni nu se așteaptă ca peste noapte să progresăm exploziv. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns independent financiar și care au pornit de jos și foarte încet, încet, încet au construit, da? Sistemul funcționează. Mai mult, fă-ți un plan, da? Fă-ți un plan unde vrei să ajungi și, având în vedere unde ești acum, dacă planul este bine întocmit, informează-te, da? Asta încercăm să facem și noi aici, să venim cu niște informații care știm că funcționează. Știm din propria noastră experiență, le-am pus în practică de mulți ani, atât Valentin cât și eu, și mulți alți oameni din lumea întreagă le pun în permanență în practică. Da? Informează-te, fă-ți un plan bun și neapărat pune-l în aplicare zilnic, săptămânal, lunar și vei vedea că schimbările nu vor întârzia să apară în viața ta. Valentin? Da, avem și niște întrebări. Ne spune cineva că îți ține un fel de contabilitate cu extrase de conturi, de cont, bonuri, exact și la finalul lunii face analiza. Foarte bine, Anca, foarte bine și exact. Se poate, sistemul funcționează. O să vedeți că se întâmplă o chestie foarte interesantă. În momentul în care îți ții, notezi cheltuielile atâta, fără să-ți propui să tai nimica, vei vedea că automat 5% din ele vor dispărea. Așa ca idee. Și după aia poți să acționezi. Dom'le, acolo știi, aș putea să modific, acolo aș putea să reduc și așa mai departe. Ok. Bun, vorbim în continuare despre venituri. Da? Venitul activ. Valentin? Nu merge microfonul, ia să vedem. E posibil să trebuiască să-ți dau eu drumul la microfon. Dar trebuie să te și găsesc pe listă. Ne bucurăm să avem atât de mulți participanți, aproape 90, doar că este mai complicat să-l găsim pe Valentin și să-i dăm drumul la microfon. Ia să-l căutăm. Așa. Ok. Gata, Valentin. Ai cuvântul acum. Așa, eu vorbeam singur aici. Dar...
E în regulă, acum că mă auziți, pentru că vom vorbi despre etapa a doua, venitul activ, și este un subiectul care mie îmi place, cred că cel mai mult din tot ce înseamnă educație financiară. Mie îmi place cel mai mult să vorbesc despre venitul activ. De ce? Pentru că când faci venit activ, practic construiești ceva, faci banii cu mâinile tale și în mintea ta vei primi o doză foarte mare, foarte, foarte mare de serotonină, care este hormonul, un hormon care îți aduce o stare de bine. În momentul în care simți că faci progrese constante și importante spre un anumit obiectiv. Și de cele mai multe ori, venitul activ, asta înseamnă atingerea anumitor obiective, anumitor, rezolvarea anumitor probleme. Bun, venitul activ. De aici începe, practic, educația financiară, de la un venit activ. Până nu avem un venit activ, nu avem din ce să economisim și nu avem din ce să investim. Și ce să investim? Sursa venitului activ, după cum știți, toată lumea câștigă și venit activ, poate să fie ori salariu, ori freelancing, un business propriu sau orice altă activitate în care suntem implicați, iar venitul depinde de capacitatea noastră de a ne implica și de a rezolva anumite sarcini sau probleme. Cred că ați auzit de cadranul banilor al lui Kiyosaki. Kiyosaki are o împărțire foarte, foarte importantă și foarte utilă a venitului în patru cadrane. Pe de o parte avem în partea stângă veniturile active, care sunt din pe de o parte angajații care obțin venituri active din salariu, și pe locul 2 afacerile mici și liberii profesioniști care obțin iarăși venituri active din propriile afaceri sau din activitatea lor de freelancing. Iar pe partea dreaptă a cadranului avem deținătorii de business-uri mari și investiții care obțin venituri pasive. Noi vom vorbi astăzi despre venituri active. Ca și formula venitului activ, am găsit o formulă foarte interesantă pe care o să o scriu aici în dreapta în chat și cu care sunt de acord. Formula venitului activ este egală cu valoarea pe care o aduci celorlalți, ori numărul de oameni pe care îi servești, ori capacitatea ta de a-ți vinde bunurile și serviciile. Bun. Regula de bază a venitului activ este că banii noștri vin întotdeauna de la altcineva și noi le oferim acelor oameni ceva pentru care ei sunt dispuși să ne plătească. Banii, venitul activ nu vine din neant, ci este un venit câștigat de la alte persoane. De aici vine primul element al ecuației venitului activ, valoarea pe care aduci celorlalți. Cu cât ceilalți percep ceea ce faci tu ca fiind să-l fiindu-le lor de folos într-o mai mare măsură, cu atât vor fi dispuși să scoată din buzunar acei bani. Da? Pentru că și ei, la rândul lor, au muncit pentru acea sumă de bani, au adus valoare altora și percepția lor asupra valorii pe care o aduci tu o vor măsura cu ce au făcut ei înainte pentru ceilalți oameni. Un avocat care te poate scoate dintr-un proces foarte urât cu, nu știu, un partener de afaceri și poate să facă chestia asta, va fi perceput ca foarte valoros de cel care chiar are nevoie de el. Al doilea element al ecuației este numărul de oameni pe care îl servești. Una este să fii, nu știu, directorul general la o firmă de 20 de oameni și cu o cifră de afaceri de 1 milion de euro,
Alta este să fii directorul general al unei firme de 5.000 de oameni și 5 miliarde de euro cifră de afaceri. Sau pe partea de afaceri mici sau liberi profesioniști. Una este să fii, nu știu, avocat independent și să servești, nu știu, 10 oameni pe lună, alta e să deții o firmă de avocatură și împreună cu asociații tăi să puteți servi 100 de oameni, 100 de oameni pe lună. Iar al treilea element al formulei venitului activ este capacitatea de a-ți și vinde aceste produse și servicii la preț corect, aș mai adăuga eu. Degeaba poți să aduci valoare celorlalți, degeaba poți să servești foarte mulți oameni dacă nu poți să îi convingi pe ceilalți și să le vinzi acele servicii și produse, sau ceilalți nu au auzit de tine, sau tu te vinzi la un preț foarte mic, sau le ceri un preț foarte mare pe care nu-l acceptă nimeni. Deci partea de preț este foarte importantă și parte din formula venitului activ. Bun. Să trecem un pic de la matematică la filozofie. Care sunt elementele care îți cresc venitul activ? Fie că vorbim de salariu sau veniturile din activități independente sau veniturile din afaceri de dimensiuni mici. Cel mai important element pe care l-am identificat în creșterea venitului activ este acela de a te poziționa pe piață ca un brand, nu ca o marfă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că una este să cumperi grâu, de exemplu, da? Grâul are o piață cotată are un preț cotat la bursă, îl cumperi la prețul pieței, cauți să-l cumperi cât mai ieftin, în cantități mai mari îl cumperi și mai ieftin și dacă, nu știu, în România grâul e scump, te duci frumos în Ungaria și cumperi de acolo. La marfă, tot timpul, ținta este să fie cât mai ieftină și în cantitate cât mai mare. Pe de altă parte, dacă ești brand, vei fi, nu știu, pâinea cu tare, cea mai bună pâine de pe piață din România. Vrei să spui velpitar? Nu? Nu, vreau să spun, eu mănânc asta grâu întreg. Ok. Nu facem reclamă, doar din întâmplare mai menționăm. Da, o să le cer să-mi vireze comisionul pentru că i-am menționat. Bun, dacă mă duc la un supermarket și nu are acest tip de pâine, s-ar putea ca data viitoare să nu mai duc la acel supermarket, da? Că nu îmi îndeplinește mie, nu știu, nevoia de a cumpăra un anumit brand de pâine. Un brand de pâine care mie îmi place și e pentru copiii mei și în mintea mea am socotit că este cea mai bună pâine și cea mai fără euri și fără alte nebuni. Exact același lucru se întâmplă și cu noi ca angajați sau ca liberi profesioniști sau ca antreprenori mici. Nu vorbesc aici de antreprenori mari, că ăia dețin companii cu sute de angajați și ei nu mai au venit activ de apărat. Vorbesc de business-uri mici cu câțiva angajați în care antreprenorul încă este locomotiva acelei afaceri. Bun. Ce înseamnă să fii un brand? Înseamnă că tu nu cauți grâu sau nu cauți pâine în general, ci cauți pâinea cu tare. Adică nu cauți un contabil, ci cauți pe acel contabil. Pentru că știi că acel contabil este bun. Nu cauți un avocat, ci îl cauți pe avocatul cu tare. De ce? Pentru că acel avocat a câștigat niște procese asemănătoare cu ce ai tu nevoie. Pentru că are nu știu ce relații. Pentru că a fost șef de promoție la nu știu ce doctorat, masterat, nu știu ce. Pentru că are 20 de ani de experiență. Pentru că ai mai lucrat cu el.
pentru că alții ți l-au recomandat, pentru că l-ai văzut la televizor, pentru că, și tot așa. De asemenea, la un contabil, da, ai nevoie într-un departament financiar de 10 contabili care să introducă facturi, pe care încerci să-i plătești, asta este adevărul, încerci să-i plătești cât mai puțin. Dacă unul cere mai mulți bani și nu îi mai convine situația, îi spui că asta e situația, na, să iau altul dacă nu mai poți să te plătesc, nu mai îmi permis să te plătesc, ori rămâi, ori pleci și aduc altul. Pe de altă parte, vom avea nevoie și de un șef contabil, ăla de sus, da? Ăla care o să rezolve cele mai importante probleme. E, când luăm un șef contabil, o să dăm sfoară în piață, avem nevoie de un șef contabil. Oricare ești șef contabil pe aici, veniți la mine. Nu, ci o să ne uităm la experiența lui, la recomandările lui, la ce a făcut, o să vorbim cu el, o să vedem ce personalitate are, ce profil psihologic are și cât de mult se pretează cu activitatea pe care el o are de prestat. Da? Asta se plătește cel mai bine și mie mi se pare punctul cheie unul dintre punctele cheie ale creșterii venitului activ. Un alt punct cheie este acela de, eu l-am scris sub formă unei mici metafore, probleme mari, bani mulți, probleme mici, bani puțini. Venitul activ apare în momentul în care noi rezolvăm probleme, diverse probleme. Cu cât rezolvăm niște probleme mai mari, cu atât vom câștiga mai mulți bani, cu cât rezolvăm probleme mai mici, cu atât vom câștiga probleme mai mici. De exemplu, un vânzător la magazin rezolvă o problemă mică, da, e nevoie de cineva care să încaseze banii, pe când un arhitect de, nu știu, zgârie nori rezolvă o problemă mare și va câștiga foarte mulți bani. Pe aceeași linie, parecum, al treilea element care îți crește venitul activ foarte bine, este foarte mult, este tot printr-o metaforă, astăzi sunt mai filosof, disconfortul se plătește cel mai bine. Disconfortul. În orice activitate ai avea, acele activități pe care le amâni pentru că sunt neconfortabile și poate nu le vrea nimeni, nu vrea nimeni să le facă, acelea se vor plăti cel mai bine. De ce? Pentru că acolo este clar că e o problemă mare de rezolvat. Ceva ce mulți nici nu vor să se atingă de acel lucru, că pare foarte neconfortabil să fie făcut. Cine rezolvă acele probleme care provoacă disconfort, aceia vor și câștiga mult mai bine, vor fi mult mai apreciați de piață. Se vede foarte clar în parcursul profesional al oricărui om, se vede foarte clar de ce a ajuns cineva la un nivel și altcineva nu. Prin faptul că acela care a ajuns la un nivel mult mai sus a avut de-a lungul carierei tot timpul perioade importante de disconfort. A preluat roluri noi la un moment dat. S-a implicat el în proiecte noi, a inovat ceva, a rezolvat o problemă ignorată de ani de zile de alții. A avut această curiozitate de a săpa undeva unde alții nu au preferat, nu au vrut, pentru că au preferat poate să facă același lucru de rutină fiecare zi, fiind mult mai simplu. Bun, și ultimul element care îți crește venitul activ și ceva ce potențează toate celelalte de mai sus, adică nu funcționează în sine singur, ci funcționează împreună cu cele de mai sus, este acela de a cere prețul corect. Am văzut că sunt foarte mulți oameni care prestează o muncă foarte, foarte faină, au devenit și branduri, rezolvă și probleme mari, se pun tot timpul și în poziția de disconfort, de a învăța lucruri noi și a rezolva probleme și mai importante, dar au o problemă cu banii ei personal, au o problemă în a cere mai mulți bani, în a pleca în alte locuri unde sunt plătiți mai mulți bani, una se extinde în
nu știu, pe alte piețe, poate. E, asta e o problemă comună pe care foarte mulți se noi avem. Incapacitatea de a cere bani. Și ca să testezi dacă ai această problemă și tu, gândește-te cât de confortabil îți este să îi ceri unui prieten 10, cei 10 lei pe care i-am împrumutat de la tine săptămâna trecută. Sau când mergi undeva cu mașina, să zicem că mergi la mare cu prietenii, cât de confortabil îți este să le ceri banii pe benzină. Sau poate, din potrivă, aștepți ca ei să zică, ok, hai să facem socoterile. Tu ești cel care spune, uite, astea sunt bonurile de benzină, hai să facem socoteala, facem împărțirea, sau aștepți ca ceilalți să vină cu această inițiativă. Dacă aștepți ca ceilalți să vină cu această inițiativă, s-ar putea ca și tu să ai o problemă în a cere prețul corect. Astfel, îți propun și un exercițiu pe care să-l faci cât mai des, adică cu perseverență. Începând de astăzi sau de mâine, de astăzi, vorbește cât se poate de sincer despre bani. Cere banii care ți se datorează. Vorbește despre împărțirea unor cheltuieli. Vorbește despre, nu știu, sume. Datorii, cere întotdeauna banii care ți se cuvin. S-ar fi primul exercițiu. Și vezi cum te simți. O să te simți poate un pic neconfortabil, dar atenție, disconfortul se plătește cel mai bine în toate ariile, nu doar la un job. Și un alt lucru, ca să ajute acest obicei, întotdeauna cere, când vorbim de muncă ta, și aici intră și salariul și tarifele tale, poate, cere întotdeauna cu 10% în plus decât simți interior că ai meritat. Da? De ce? Pentru că vrei să-ți muți acest termostat al veniturilor din ce în ce mai sus. Și cu 10% nu e nici prea mult, astfel încât mintea ta se sperie și se spună că ești pe câmpii, dar nu este nici prea puțin ca să nu contezi. Bun. Astea au fost elementele care îți crezi venitul activ. Încă 2-3 cuvinte despre venituri suplimentare. Dacă avem un venit activ principal, este foarte bine. Este o decizie foarte bună de a ne concentra pe acel venit principal, mai ales dacă ne face plăcere să facem ceea ce avem de făcut acolo. Dacă nu e tocmai jobul nostru ideal, ar fi bine să începem să facem venituri și suplimentare, venituri în paralel cu jobul principal, care au potențialul ca la un moment dat să devină sursă principală de venit. Sunt numite aceste activități pe lângă jobul principal side hustle sau, mă rog, side jobs, side hustles. Sunt afacerile pe care noi le pornim în weekend și în seara după ce terminăm job. Ai grijă ca acel side hustle să fie ceva ce îți place, că altfel nu o să ții de el. Bun. Ce-am mai observat pe partea de venituri suplimentare, că funcționează foarte bine, sunt mulți oameni care transformă hobby-uri, efectiv hobby-uri, în surse de bani. Nu foarte mari, dar în surse de bani. De exemplu, mulți oameni care fac fotografii încarcă aceste fotografii pe diverse site-uri și le vând pe bani. Alți oameni, nu știu, fac tot felul de handmade și bijuterii handmade și alte nebunii și iarăși le transformă în bani și tot așa. Și dacă chiar ai nevoie de bani mai mulți, poate pentru a stinge niște datorii sau nu știu, pentru a face o investiție mai mare, poți întotdeauna să ții și activitate suplimentară în domeniul în care activezi, faci niște freelancing în domeniul respectiv, doar pentru, nu știu, a acoperi un gol temporar, a acoperi o datorie sau
sau, nu știu, a face o investiție mai mare. Bun. Despre venituri active, să știți că am și un e-book, 12 surse de venituri suplimentare. E o carte despre un e-book gratuit despre venituri suplimentare pe lângă activitatea principală, cu idei și 12 idei de a face bani suplimentari și cu șansele lor de reușită în fiecare dintre ele, plus cam câți bani poți să faci în mod realist Trecem mai departe la pasul 3. Dan? Ok, mulțumim. Vreau să fac și o completare. Legătură cu banii, exact ce spuneai tu, să îți dai seama de unde vin, unde să duc și să fii confortabil cu ei. Noi avem în România o vorbă din străbuni, că despre bani nu se vorbește. Este cea mai mare prostie care se poate face. Rămâne așa o chestie tabu, într-o zonă foarte delicată, foarte sensibilă. Nu-i de bun simț să vorbim despre bani, ne fac să ne simțim disconfortabil și așa mai departe. Nu, asta este cea mai mare greșeală. Nu trebuie să fii obsedat despre bani, nu trebuie să vorbești numai despre chestia asta, dar ai considera într-o zonă, ei trebuie să facă parte din viața noastră de zi cu zi exact cum și fac parte. Eu nu cunosc câți oameni de aici nu au vehiculat în ultima zi, în ultimele 24 de ore sau 48 de ore, nu au atins bancnote sau nu i-au atins, mă rog, sub formă electronică, carduri și așa mai departe. A ignorat total acest capitol al banii. Nu, domnule, banii sunt ceva care vin de undeva, îi cheltuim așa, dar banii sunt murdari și ne cam dezicem de ei. Nu, este o imensă greșeală. Este ca și cum te dezice de o parte a corpului tău de care ai nevoie și care funcționează și ți-a sigură existența de viața de zi cu zi, doar pentru faptul că este așa mai plasată în anumite locuri mai ciudate. Nu, este o mare greșeală treaba asta. Bun. Eu acum vorbesc despre capitolul datorii. Chestia asta cu datoriile este o treabă văzută foarte prost. Da? Pe de o parte, există lumea în care trăim tendința, domnule, am nevoie de o chestie, fac un credit și îl obțin, care e problema? Și lumea ajunge să facă credite pentru tot felul de tâmpenii. Nu numai tâmpenii de care nu prea are nevoie sau cu care n-are ce să facă la ora actuală, dar mai ales tâmpenii care aduc sărăcia la modul cel mai practic. Poate ați văzut tineri care își cumpără ultima variantă de iPhone cu credit, pe, știu și eu, pe 2 ani și exact când au terminat să o achite, o cumpără pe următoarea, pe cea nouă. Da? Și pe el nu fac decât să stea pe Facebook și să joace 3 jocuri ridicole. Da? Chiar pentru aia aveai nevoie de ultima variantă de iPhone, da? Ca să stai pe Facebook, altfel nu se putea. Bun. Altceva noi cumpărăm pe datorie, cumpărăm pe credit tot felul de lucruri și zicem că am făcut o mare investiție. De exemplu, mi-am cumpărat o mașină. Am cumpărat o mașină nouă și o cumpăr pe credit și plătesc la ea 5 ani de zile. După acești 5 ani de zile voi plăti pe ea probabil, nu știu, cu 50% mai mult decât valoarea ei, dar între timp valoarea ei s-a redus la jumate, da? Din prima zi de când m-am urcat în ea, valoarea a scăzut cu 20% și după 5 ani mai valorează cam jumate, da? Deci eu am plătit nu știu cât mai mult și ea valorează la jumate și am făcut o investiție. Nu, chestia asta este o greșeală. Ai făcut o cheltuială. Nu spun să nu cumperi mașini noi. Spun, fii conștient ce faci, fii conștient unde să duc banii tăi și fii conștient că datoriile astea vor ajunge să te roadă, cum se spune, măseacă. Știi? Exact așa se va întâmpla și pe termen lung vor avea un efect absolut devastator pentru finanțele tale personale.
Este bine că poți face credite, este bine că le poți face ușor, dar nu ar trebui să exagerezi cu ele. În principiu, creditele de consum ar trebui să te ferești de ele cât poți tu de mult. Am fost zilele trecute la bancă pentru că venise noul card, am semnat pentru el, am primit și doamna de la ghișeu, pe care o cunosc de multă vreme și este o persoană absolut ok, mă întreabă, zice, nu ați vrea, nu știu ce, bonus card sau ce a zis ea? Zic, mulțumesc, am deja un card. Și îmi spune, da, da, aveți un card de debit, acela e un card de credit. Și m-am gândit, cum să-i spun ei așa elegant, i-am spus că, nu, că știți că ce îmi permit să cumpăr, cumpăr și ce nu îmi permit, mai stau și mai strâng bani și după aia cumpăr după ce am banii. Cam asta e gândirea. Dom'le, ai sau nu? N-ai. Îți permiți sau nu-ți permiți lucrul ăla? Simplu. Zice, da, da, poate aveți cheltuieli neprevăzute, știu și eu, ceva care apare așa. Și am spus, doamnă, am un fond de urgență pe care l-am disponibil și în caz că apare ceva de Doamne ferește, am fondul ăla, nu, nu trebuie să stau așa să mă împrumut la oricine. Chestia asta cu creditele este și o mare capcană în care suntem împiși așa sistemul și poate unii oameni cu bună credință ne împing spre chestia asta, nu? Mare atenție că este o imensă păcăleală. În același timp, nu trebuie să avem impresia că toate datoriile sunt rele, că există și părerea asta. Dom'le, nici nu te gândi să fii dator. Nu, chiar celebrul Robert Kiyosaki ne spune că există datorii rele, de care am vorbit mai devreme, dar există și datorii bune. Care sunt datoriile bune? Sunt datoriile care îți produc mai mulți bani decât îți cheltuie. Da? Ce exemplu am putea să dăm? Păi să zicem că faci un credit imobiliar, cumperi un apartament și îl închiriezi. Și dacă ți-ai făcut calculele ok, ai observat că acea chirie pe care o încasezi depășește, este cel puțin egală cu rata la credit, de obicei poate să depășească puțin tăl rata de la credit. Da? Și atunci ce se întâmplă cu chestia asta? Păi știi că sunt dator la bancă și așa mai departe. Da, dar ia gândește de ce se va întâmpla peste 20 de ani sau 25 sau știu și eu 30 de ani când termin tu de achitat creditul. Vei rămâne și fără credit, vei rămâne și proprietar pe acel apartament, da, este bunul tău, și vei continua să încasezi chirie pe respectivul apartament. Cu alte cuvinte, ce se spune că nu se poate și cu varza unsă și cu slănina în pod, e uite că se poate. Veniturile pasive, asta fac. Sigur, asta nu o să se întâmple mâine sau anul viitor, o să dureze mult până îți achiți credit, dar creditul se achită așa de la sine. Da? Dacă, repet, trebuie să-ți faci cheltuielile bine și să fii foarte conștient că s-ar putea ca marja ta să fie destul de îngustă și nu te întinde mai mult decât îți permiți, te apuci tot cumperi și tot cumperi și după aia se întâmplă să mai vină o criză, îți dai seama că chiria s-a redus la jumătate, creditul a rămas la fel de mare și ești în pericol. Nu, trebuie să-ți faci un plan serios, trebuie să evaluezi datele și vei vedea că se poate face acest lucru și uneori funcționează. Alteori nu funcționează, depinde de la caz la caz. Datorii bune. Sau am stabilit că ați cumpărat o mașină pe credit pentru tine, au folosit și după aia, după 5 ani îți iei alta și alta, este o datorie rea, este o cheltuială, pentru că nu ți-aduce nimic, niciun profit. Este adevărat. Dar ia gândește-te că ai cumpărat o mașină pe care după aia ai închiria-o, știu și eu, cuiva care face taximetrie și așa mai departe, și venitul pe care îl obții depășește rata pe care o ai de o plată, depășește deprecierea mașinii și rămâi pe plus. Da? S-ar putea să fie o chestie care funcționează. Și atunci chestia asta te va ajuta să ajungi mai departe la scopurile tale. Deci, concluzia. Datoriile rele. Pune-le, cunoaște-le,
vezi ce dobânzi plătești la ele și încearcă să le achiziți cât mai repede. Cum le achiziți? În etape. Încearcă să o identifici pe cea care are dobânda cea mai mare și plătești prima, încearcă să o achiziți prima. Adică vei face plăți tot mai mari către ea, la celelalte faci plăți mici, plata minimă, și tot ceea ce acumulezi să se ducă spre datoria cea mai mare, cu dobândă cea mai mare, și în felul acesta o vei achita prim. După aia trece la următoarea. O achizi pe următoarea și în felul acesta, în etape, vei reuși să le reduci. Sigur, ai un credit ipotecar, ăla probabil nu o să aibă dobânda cea mai mare și nici nu e cazul să te înghesui ca într-un an sau doi să îl achizi. Dacă poți, foarte bine. Dacă nu, nu e nicio problemă. Există și părerea că primele ar trebui achitate datoriile cele mai mici. Bun, funcționează și chestia asta, ca să-ți dea sentimentul că, domne, uite, faci progrese. Dar dacă datoria ta cea mai mică e către o rudă și culmea are și dobândă zero, nu prea funcționează chestia asta. Deci, cel mai util din punct de vedere calcule ar fi să plătești prima datoria cea mai scumpă. Și în ultimul rând, abține-te la a mai face noi datorii, pentru că chestia asta nu funcționează. Trebuie să înțelegem cu toții că putem cumpăra un lucru pentru consumul propriu atunci când avem bani. Or, pentru un apartament nu o să avem niciodată bani în cash. Este o situație particulară. Dar, în general, nu este normal primul lucru să dăm fuga la bancă să facem un credit. Normal este să strângem banii, să economisim și Valentin ne va vorbi despre economisire și după aia să facem acele cheltuieli. Și mai ales pe lângă acele cheltuieli să facem acele investiții, pentru că doar acele investiții ne vor duce către independența financiară. Valentin, te invităm și probabil trebuie să-ți dăm drumul la microfon ca să te și auzi. Ok. Bun, despre economisire. Voi fi foarte... foarte succint și să vă dau ce consider eu că este esențial din acest domeniu. Și Dan și eu avem pe site o secțiune, câte o secțiune întreagă despre economisire, puteți să mai citiți acolo tot felul de tehnici și de metode. Să fiu rapid, pentru că vreau să trecem la investiții, care e partea un pic mai sexy. Bun, și plecând exact de la afirmația asta că investițiile sunt partea mai sexy a finanțelor personale, economisirea este partea mai puțin sexy, dar e o parte foarte serioasă și foarte importantă. Fără economisire nu putem vorbi despre investiții. Așa că o să punctez câteva lucruri importante pe care voi să le, ori poate chiar le folosiți, dacă nu le folosiți, le punctați, le notați și rugămintea ar fi să le explorați voi mai departe, să le cercetați voi mai departe. Economisire, primul punct, bugetul personal. Pe site-ul științabanilor.ro, la secțiunea de resurse gratuite, aveți un model de buget personal. Dacă nu îl folosiți, nu folosiți un buget personal, vă recomand să începeți să folosiți. Doar notarea acestor cheltuieli pe o aplicație de telefon și ulterior pe un Excel de buget personal vă va reduce costurile cu 5%-10% doar prin simplu obicei de a nota acele costuri. Pur și simplu, câteodată nu o să mai vreți să faceți anumite costuri din, n-aș zice rușine, dar ceva de genul, ok, nu mai vreau să văd chestia asta în buget, iar am dat banii pe prostii. Bun, economisim. Prima bornă pe care trebuie să o atingem când începem să economisim este acest fond de urgență.
care reprezintă o valoare de 6 sau 12, între 6 și 12 luni de living expenses, de costuri de trai. Pentru un venit de 1000 de euro, fondul de urgență ar trebui să aibă o valoare de 6, între 6.000 și 12.000 de euro, de exemplu. O valoare mai mică dacă suntem singuri, de exemplu, nu avem datorii și avem o profesie care e foarte căutată. O valoare mai mare spre 12 luni dacă avem persoane dependente de noi, avem și credite și poate, nu știu, avem și un job care nu se schimbă atât de ușor. Am atins și fondul de urgență. Următorul fond în care vom vărsa sumele economisite este fondul de investiții, așa zis, nostru fond de investiții sau portofoliu de investiții. În acest fond, acest fond începem să-l construim după ce am rezolvat problema fondului de urgență. Bun, ca și rate de economisire. Pentru cei care nu economisesc absolut deloc și chiar intră pe datorii, este important de reținut că economisirea este un obicei până la urmă. Este un obicei, mai mult decât un obicei, este o parte din identitatea noastră. Noi avem identitatea unui om care economisește sau identitatea unui om care nu economisește. Identitatea, adică modul în care noi ne vedem pe noi. Înainte să învățăm tehnici concrete de economisire, de genul, nu știu, pușculițe și alte nebunii, ar trebui să lucrăm noi la modul în care ne vedem și să ne gândim că la noi ca la niște persoane, ca la o persoană care economisește 10%, de exemplu. Da, ne uităm la noi, eu sunt Valentin și economisesc 10% din venit. Și trebuie să fim un pic perseverenți pe acest mod de a ne vedea noi pe noi fiecare zi. Pentru că dacă noi în continuare avem impresia despre noi că noi ne cheltuim toți banii și oricum ajungem pe zero, degeaba învățăm toate tehnicile astea de economisire. Un lucru foarte interesant care s-a întâmplat în comunitatea Știința Banilor și am primit și foarte multe comentarii pe blog pe tema asta, a fost că după ce am scris o serie de articole în care vorbeam de faptul că 10% nu este o sumă, 10% economisire nu este un grad foarte mare și dacă cineva chiar vrea să fie serios cu a ajunge independent financiar, ar trebui să economisească sume mult mai mari, procente mult mai mari, 30, 40, 50, 60% din venit. Mulți oameni mi-au declarat că, uite ce am făcut, am început să economisesc 50% din venit, 30%, 25%, 50%, 70%, procente mult mai mari. Din simplu fapt că și-au însușit această identitate. Ok, eu sunt omul care vrea să ajungă independent financiar. Dacă vreau să ajung independent financiar, cine trebuie să devin? Păi trebuie să devin acea persoană care economisește minim 30% din venit. Păi aia devin. Și după ce am devenit ceva, vor veni și vom învăța și tehnicile și metodele și alte instrumente de care avem nevoie. Bun, deci rețineți, schimbările importante se fac la nivel de identitate, prima dată. A doua oară se fac la nivel de obiceiuri de consum. Da? Ne însușim identitatea de om care economisește. Mai jos începem să ne schimbăm obiceiurile de cheltuire a banilor, obiceiurile de consum. Atenție, un obicei nou nu se formează în X zile, în 21 de zile sau în alte tâmpenii pe care le mai auzim noi pe Facebook și prin cărțile de dezvoltare personală. Un obicei nou se implementează cu adevărat în termen de luni de zile, 6 luni de zile, un an, da? De acțiune perseverentă. Doar după 6 luni de zile sau un an, între 6 luni și un an,
acel obicei începe să devină oarecum automat. Da, gândiți-vă ce înseamnă să conduceți o mașină. Cât timp v-a luat să ajungeți să conduceți mașina absolut automat. Cred că v-a luat 6 luni și una. E, așa cum a conduce o mașină este un obicei, intrat în reflex, și a merge în mall și a nu sparge toți banii de pe card, pe haine, e tot un obicei și tot în 6 luni, un an, va fi schimbat. Bun. Un alt lucru important. Nu sunt adeptul frugalității extreme. Nu consider că ar trebui să ne atingem când economisim de lucrurile cu adevărat importante pentru noi. Adică mâncare de calitate, îmbrăcăminte de calitate. Bine, asta nu înseamnă că ne luăm 700 de cămăși, da? Ci ne uităm și la nevoi. Timp petrecut în anumite locații de calitate, da? Nu înseamnă că nu mai mergem în vacanță, nu mai ne îmbrăcăm frumos și nu mai, nu știu, mâncăm decât mâncare ieftină. Încercăm să optimizăm, ne folosim imaginația, da, creativitatea, și încercăm să optimizăm cheltuieli care chiar ne îmbunătățesc lifestyle-ul. De exemplu, în loc să mergem cu mașina la servici, poate mergem cu bicicleta. Avem și un stil de viață mai sănătos, câștigăm și economisim și niște bani. Sau mergem cu metrou. Mergem cu metrou și citim o carte în timp ce mergem cu metrou, dacă suntem din București. Devenim și mai culți, ne și simțim mai bine, știm ceva plăcut, și economisim și bani, da? Sau cu vacanțele. Mergem în vacanțe, mai conștientizarea faptului că o vacanță, calitatea unei vacanțe este dată în primul și în primul rând de persoanele cu care mergem în vacanță. Decât să mergem într-o vacanță scumpă cu persoane care nu ne plac, mai bine mergem într-o vacanță mai ieftină cu persoane care ne plac. Bun. Și un ultim lucru, amânarea recompensei, da, este o dovadă de inteligență emoțională, are un impact major în orice realizare pe care o avem și noi, inclusiv în economisire, da? Capacitatea noastră de a nu, dacă ne-am setat luna asta că un buget că 300 de lei vom da pe haine, amânarea recompensei înseamnă, ok, dacă vreau să-mi iau bluzița asta, cămașa asta, hai că o iau luna viitoare când n-am bani în buget pentru așa ceva, nu tot acum. Sau poate o iau la reducere când știu că, nu știu, ianuarie sunt reduceri la bluzițe și la cămăși și îmi iau pentru tot anul, da? Chestia asta ne ajută să economisim și bani fără să ne afectăm stilul de viață neapărat, doar într-o atenție mai mare la când cumpărăm și ce cumpărăm. Bun, și acum hai să trecem la partea sexy a finanțelor personale, la investiții. Ăla sunt eu! Da, Dan este partea mai sexy în acest lucrar. Eu am vorbit despre economii. Bun, investiții. Dan. Da, mulțumesc. Uite, avem o întrebare interesantă despre o problemă. O persoană are două locuri de muncă, locuiește în chirie și se descurcă greu cu bani. Bun. Ce trebuie să înțelegem noi? Este faptul că banii pe care îi primim nu sunt decât un rezultat într-o ecuație. Avem ceva plus ceva plus ceva și așa mai departe, egal bani. Da? Noi nu putem ajunge la rezultat să-l modificăm, ci putem avea influența asupra ceea ce este înainte de semnul egal. Da? Valoarea pe care noi o dăm mai departe, care este percepută și recunoscută, și timpul și efortul și așa mai departe, alea sunt egale cu bani. Ideea mea ar fi, ce ar fi să încercăm să creștem valoarea lucrurilor pe care noi le oferim. De exemplu, să facem niște cursuri, să învățăm lucruri noi,
să învățăm lucruri care sunt considerate a fi plătite mai bine și dacă noi creștem valoarea pe care noi o oferim, automat vom primi bani mai mulți pentru același timp. Da? Dacă te gândești că deja ai două joburi, e clar că nu poți lucra mai mult. Păi frate, ziua are 24 de ore, cum o dai? Dar dacă ai reușit să te specializezi într-un domeniu sau așa mai departe, poate, nu-ți cunosc situația personală și nu vreau să vorbesc aiurea, dar poate ai reușit să-ți îmbunătățești veniturile. Ok. Și mai aveam o întrebare foarte interesantă. Există programe sau altceva în care să introduci datele tale, venitul, cheltuieli, datorii și care să facă recomandări de pași de urmat pentru a ajunge la independența financiară? Nu există și motivul este foarte simplu. Noi oamenii suntem extrem de diferiți și situațiile noastre personale sunt foarte diferite și abilitățile noastre, skillurile noastre, problemele noastre sunt foarte diferite, deci și rezolvările vor fi extrem de diferite. A te gândi că există cineva care spune: a, păi tu ai un metru și nu știu cât înălțime, nu știu câte kilograme, la, părul șaten și ar trebui să faci asta? Nu, chestia asta chiar nu o să funcționeze. Da? Ajungem la capitolul de investiții și vom vedem imediat că aceste investiții sunt foarte particulare în funcție de situația fiecăruia. Nu există investiție bună, investiție proastă, există investiție care mi se potrivește mie sau care nu mi se potrivește mie. Bun. Ce putem spune despre investiții? E foarte simplu. Deci, banii aia pe care i-am economisit. De ce am economisit? Pentru că am redus datoriile. Pentru că nu mai plătim dobânzi aiurea. Pentru că economisim. Banii aia trebuie să investim. Dacă noi stăm cu ei la bancă și banca ne dă 1, nu știu cât la sută pe an, care este mult mai puțin decât inflația. La ora actuală, inflația este undeva pe la 5,2%. Da? Nu numai că nu vom avea mai mulți bani, ci vom avea chiar mai puțin bani. Și în 10 ani ne vom trezi cu 60% din puterea de cumpărare pentru banii noștri. Ca număr pot fi mai mulți, ca putere de cumpărare mai puțin. Investițiile sunt singurele care ne pot duce la independența financiară. Bineînțeles, pe termen lung, dar ele funcționează. Ce trebuie să înțelegem noi este adevărul despre investiții. Că se vehiculează 15.000 de mituri, că îți trebuie bani mulți, că îți trebuie informații confidențiale, că să investești pe bursă este un joc, se spune, joci la bursă. Chestiile astea sunt prostii imense și dacă nu înțelegem că ele sunt false, nu avem nicio șansă ca banii noștri pe care i-am economisit să-i punem la treabă și ei să producă în mod constant în următorii 10 de ani și în felul acesta să ne îmbunătățească prosperitatea și chiar să ajungem la independența financiară. Da? Altă metodă nu s-a inventat. Și chestia aia cu câștigatul la loto chiar nu funcționează. S-au făcut studii și în peste jumătate din cazuri, după 5 ani, oamenii sunt și mai săraci decât erau înainte, și mai amărâți, și mai vai de capul lor. De ce? Pentru că nu au știut ce să facă cu bani. Da? E foarte simplu. Există 4 clase principale de active în care putem investi. Care sunt alea? Cash. Știm cu toții de cash și ideea este să nu avem prea mulți bani în cash, dar o rezervă de cash este absolut necesară, mai ales fondul de urgență trebuie ținut disponibil fără eforturi mari, pentru că ăsta este rolul lui, să fie disponibil atunci când avem nevoie. A doua clasă de active este cea dată de afaceri. Este de obicei cea mai profitabilă dintre ele, este cel mai ușor mod de a ajunge la independența financiară, dar, atenție, este o chestie unde nu există rețetă. A avea o afacere proprie este o chestie care depinde în primul și în primul rând de tine și, bineînțeles, de mediul în care te desfășori. Ele au și o mare capcană, faptul că sunt surse de venit activ. Deci, dacă vrei să transformi o afacere într-un venit pasiv, trebuie să găsești pe
o altă modalitate ca altcineva să conducă afacerea asta și ea să rămână profitabilă, lucru care nu este foarte simplu, se poate, dar nu este foarte simplu. Nu ne preocupăm foarte mult de chestia asta, dar ne preocupăm de sursele de venituri pasive care sunt foarte bine cunoscute și unde trebuie să depui puțin timp și efort și ele vor funcționa la modul cel mai clar. Care sunt ele? De exemplu, valorile mobiliare. Da? Ce înseamnă valori mobiliare? Înseamnă obligațiuni, titluri de stat, acțiuni, instrumente derivate, mărfuri, aur și alte astfel de instrumente, ETF-uri. Sunt multe tipuri de valori mobiliare în care poți investi. Ultima categorie sunt cele imobiliare. Ce înseamnă asta? Simplu, terenuri sau construcții de pe terenuri, apartamente, case și așa mai departe. Astea sunt clase principale de active în care se poate investi. Care sunt cele mai bune? Întrebare la care nu se poate răspunde pentru simplu motiv că depinde de fiecare în parte. Unii se pricep mai bine la unele, altele se pricep la altele și așa mai departe. Există ideea că ele sunt riscante, da? Investițiile sunt riscante. Oameni buni, haideți să vă spun un secret. Tot ce facem noi în viața asta este riscant. De exemplu, are cineva permis auto? Conduce cineva mașina? Haideți să ridicăm mâna. Da? Faptul de a conduce mașina este un risc clar pentru tine, pentru sănătatea ta și pentru viața ta. Vedem, din păcate, în fiecare zi câți oameni mor pe drumurile din România. Da? Și totuși, chestia asta cred că nu ne împiedică să ne mai urcăm ever în mașina noastră. Există riscuri în tot ceea ce faci. La fel cum înainte de a conduce mașina facem școala de șoferi, învățăm, studiem și așa mai departe, la fel se întâmplă și cu investițiile. Înainte să investim, ne informăm despre noi înșine, profil de risc și așa mai departe, situația noastră personală, ce ne place, ce nu ne place, ne informăm despre investiția respectivă și după aia ne apucăm și investim cu sume mici la început, cu pași mici, învățăm și pe măsură ce trece timpul ne construim un portofoliu de investiții care doar în felul acesta va putea să funcționeze. Celebrul Warren Buffett, probabil cel mai mare investitor din toate timpurile, spune că riscul unei investiții este la investitor. Nu este la ea, la investiție, da? La fel cum se întâmplă cu șofatul. Există șoferi absolut crazy și nu te miri că la un moment dat ajung cu mașina în gard, da? Și există șoferi prudenți, calculați, cărora, chiar dacă se poate întâmpla să li se întâmple ceva, au asigurare, au grijă și așa mai departe și de obicei nu li se întâmplă ceva grav, ceva chiar fatal. Ok. Bun. Câteva cuvinte despre aceste tipuri de investiții. Din păcate, timpul nostru se cam apropie de final, dacă nu cumva și ajuns la final, dar doar câteva cuvinte. Cele mai simple investiții sunt investiții în fonduri mutuale. Unde găsim fonduri mutuale? Peste tot. De obicei, băncile au astfel de oferte. Există societăți de administrare a investițiilor, SAI-uri, care oferă fonduri din acestea mutuale. Nu le luați de bună. Informați-vă, vedeți în ce anume investește fondul. Eu nu spun că funcționarul de la bancă vrea să vă vândă tâmpenii, vrea să vă bage pe gât, vrea să vă păcălească. Nu, dar de multe ori nici el nu știe foarte bine cât anume sunt acțiuni, cât sunt obligațiuni și așa mai departe. Ne informăm. Există investiții în obligațiuni. Ce înseamnă obligațiuni? Înseamnă instrumente de datorie. Vine o entitate la tine și spune, împrumută-mă cu niște bani și îți voi da o anumită dobândă într-un anumit termen. Cine este entitatea? Statul român se numește titluri de stat.
un anumit municipiu se numesc obligațiuni municipale, o anumită firmă, companie se numesc obligațiuni corporative. Fiecare din ele au mari avantaje și mari dezavantaje. Cele mai sigure, știe toată lumea, sunt titlurile de stat, da? Adică împrumutăm statul la niște dobânzi de, nu știu, 2%, 2,ceva% pe an, inflația este 5% și ne bucurăm de ce afacere bună am făcut, da? Trebuie să ne informăm puțin. În ziua de azi, statul român a ajuns să se împrumute la valori de 3-4%, poate chiar 5%. Am un mic grafic aici care ne arată evoluția dobânzilor la care se împrumută statul român pe scadența de 10 ani. Iată cum în 2016 era undeva pe la 2,7%, iată cum cresc, au ajuns la vreo 4,8% în ziua de azi. Deci ne informăm, nu ca să nu facem afaceri proaste pe cât posibil. Da? Există obligațiuni corporative care aduc 9% dobândă. E diferență. Nu fac recomandări de investiții, dar vreau să vă prezint doar câteva din variantele care există. Investiții în acțiuni. Nu jucăm la bursă, ci investim la bursă. Da? Bursa este cunoscută ca având riscuri mari, dar pe de altă parte, bursa este cea care aduce profituri foarte bune pe termen lung și foarte lung. Ce înseamnă termen lung? Minim 5 ani. Dacă nu poți să stai într-o investiție 5 ani minim, n-ai ce să cauți pe bursă. Da? Pe termen de 10-20 de ani, bursa americană, de exemplu, crește cam cu 10% în medie. Este un procent bun și ar trebui să luăm în considerare și acest aspect. Nu înseamnă că ne băgăm toți banii pe bursă, înseamnă că luăm în considerare și ne informăm. Imobiliarele, iarăși, sunt bune investiții pasive. Odată ce am reușit să trecem de primul pas, să o punem pe picioare, va funcționa. Chiria, arenda, ce vreți voi, da? Nu are rezultate spectaculoase. Undeva pe la 5%, 6% anual. Există spații comerciale care aduc undeva spre 10% anual. Da? 10% venit pasiv este o chestie foarte bună. Dar iarăși, nu există o rețetă. Faci chestia țac, țac, țac și va funcționa. Depinde foarte mult de cazul particular. De ce avem nevoie de aceste investiții? Pentru că avem nevoie de rezultatele lor, de profit. Pentru că aceste profituri se vor combina în timp, se vor cumula și vor produce ceea ce se numește dobânda compusă. Ce înseamnă dobânda compusă? Să luăm un exemplu foarte simplu. Am o investiție de 100 de lei. Da? Și obțin un randament de 10% anual. Îmi place să folosesc cuvântul randament. Dacă spun dobândă, toată lumea se gândește dobânda de la depozitele bancare. Nu, nu. Hai să depășim etapa cu depozitele bancare. Randament. Randament de 10%. Întrebarea este, în cât timp îmi dublez bani? Da? Haideți să încercăm un mic răspuns rapid. Am 100 de lei, obțin 10% pe an, în cât timp îmi dublez bani? În cât timp voi avea 100% profit. E, cam așa ceva, iată primele răspunsuri, undeva în jur de 7 ani, da? Deci nu ne gândim că 10% ori 10 ani înseamnă 100%. Nu, ne gândim că prin capitalizarea acestui profit vom obține dobândă la dobândă și, într-adevăr, în jur de 7 ani. Deci este diferență foarte mare. Ăsta este mecanismul pe care Einstein îl numea cea mai puternică forță din lume, dobânda compusă. De ce? Pentru că ea are o creștere exponențială. Și trebuie să vă mai arăt un singur lucru. Există un site foarte interesant. Există multe site-uri care calculează dobânda compusă. Dar mie îmi place acest site din Australia, MoneySmart, da? Care culmea este un site al guvernului. Cine spune că guvernul nu te poate și ajuta? Uneori te poate și ajuta, dar depinde și
în ce zonă te găsești pe glob. Haideți să luăm un exemplu simplu. Depozitul inițial. Zero, n-avem bani, nu venim cu nimic. Este ok. Ce vreau să vă arăt? Vreau să vă arăt că un om cu venituri foarte mici, un om cu venitul minim lunar, poate să ajungă la o stare de prosperitate crescută, poate să ajungă chiar milionar. Da? Hai să vedem cum. Să zicem că el vine cu 100 de lei. Atât aș permite, da? Să vină cu 100 de lei pe lună. Pe lună. Monthly. Ok. Cum se compune această investiție anuală? Cât obține el pe an? 5%. Ok. Și stă 10 ani în această investiție. Iată cum crește valoarea contului lui. Iată că el a depus 12.000. Iată că a obținut profit de 3.000. Ok. Nu este ceva care să ne sperie, să ne dea pe spate, să ne impresioneze, da? Dar dacă în loc de 10 ani ar sta 20 de ani, ce s-ar întâmpla? Iată cum partea asta de violet închis, care sunt banii lui, cresc liniar, și iată cum partea asta de roz de deasupra, care este profitul pe care îl obține, începe să fie din ce în ce mai semnificativ, da? El a venit cu 24.000 și a câștigat încă 15.000. În continuare nu ne impresionează. Ce se întâmplă după 30 de ani? Iată că lucrurile se cam schimbă. Iată că el a venit doar cu 36.000 și a obținut profituri de 43.000 mai mari, deci, decât a venit el cu banii. Da? Interesant. Ce s-ar întâmpla însă dacă el ar obține un randament mai mare? Să zicem 10%, da? În loc să obțină 5%, obține 10%. Ce se întâmplă în acești 30 de ani? Iată cum lucrurile se schimbă dramatic. Vedem că începem să observăm forma funcției exponențiale, care o ia așa de jos și crește amplificat. El a venit cu 36.000 și a obținut 161.000 în profituri. Da? N-am ajuns încă la milion, nu-i nicio problemă, cum ar fi 40 de ani. 40 de ani deja ne duc la jumătate de milion, da? Ce vreau să spun? Vreau să spun că 40 de ani poate e prea mult, da? Dar cum ar fi să faci chestia asta de când ești tânăr? Te-ai angajat la primul job cât ai? 20 de ani? 22, 23, nu contează. Ai 40 de ani în fața ta? Bineînțeles, nici nu o să ajungi la pensie în 40 de ani, da? Cum ar fi să vii cu 100 de lei în fiecare lună sau 100 de euro? Și după 40 de ani să te trezești cu jumătate de milion. Care, culmea, îți produce în continuare venit pasiv. Da? Asta se numește independența financiară. Ea funcționează. Nu sunt povești. Oameni din întreaga lume vin cu anumite sume lunare, sume care nu impresionează pe nimeni și care se adaugă și care se compun și care funcționează și ajung la o stare de prosperitate mult mai ridicată. În orice caz, nu ajung pensionarii săraci din România, pe care, din păcate, îi cunoaștem cu toții, ci ajung oameni să aibă o viață confortabilă, relaxată și chiar independența financiară. Haideți să micșorăm chestia asta, să ajungem la valori mai rezonabile. Unii o să zică, domnule, da, stai nițel că am și o vârstă acum, nu mai am 40 de ani de așteptat înainte. Bun, de acord. Hai să vedem un termen mai rezonabil. 20 de ani, da? Să zicem că am 40-45 de ani, acum poate chiar 50, și vreau să văd ce fac peste 20 de ani. De ce? O să ajung la 70 de ani, așa, și la 70 de ani, păi la 70 de ani mai am încă 15-20 de ani de trăit, da? Deci contează foarte mult. Și să zicem că reușesc să pun deoparte și să investesc 1.000 pe lună. 1.000 de lei, 1.000 de euro, mă rog. Ce se întâmplă în 20 de ani? Păi iată că eu vin cu o anumită sumă, 240.000, și iată că rezultatul îmi aduce alt jumătate de milion și în total mai am puțin și ajung la 1.000.000. Dacă măresc numărul de ani la 23, cu siguranță sunt aproape la 1.000.000. Da? Deci, încă o dată, concluzia mea este că se poate. Concluzia mea este că lucrul acesta funcționează și nu este ideea lui Valentin sau ideea mea, da?
În țările civilizate, oamenii sunt încurajați să pună o parte din banii lor deoparte, să investească. Există instrumente care chiar funcționează. Și la noi în țară există, pe hârtie, da? Există pilonul 2. Nu vreau să comentez ce se întâmplă cu pilonul 2, dar vedeți, statul scade contribuțiile către pilonul 2 și de-abia așteaptă să-l naționalizeze. Există pilonul 3. Câți din România au pilonul 3 de pensii la care să contribuie nu numai ei, să contribuie și angajatul, da? Să ridice mâna. Nu cred că sunt foarte mulți care au sistemul ăsta să și pensioneze, să și funcționeze. Noi înșine trebuie să ne facem acest sistem, să-l punem la punct. Se poate, ne organizăm, facem un plan, îl punem în aplicare și funcționează. Lăsăm și pe Valentin să ne spună părerea lui. Mulțumesc! Hai că am avut niște conversații interesante pe chat. Un lucru important aș vrea să-l aduc din aceste conversații. Ratele de economisire. Da? Sunt mulți oameni care au spus că ok, am anumite situații de viață și nu pot să economisesc sau economisesc foarte puțin și o să-mi ia foarte mult timp să-mi fac acel fond de urgență și după aia să strâng bani pentru fondul de investiții și o să dureze mult și bine. Primul lucru pe care vreau să spun este că recomand să începem investițiile după ce avem fondul de urgență. Nu are rost să ne stresăm, să introducem un element de stres suplimentar în procesul de investiții. Pentru că oricum pot fi și stresante investițiile, da? Noi nu trebuie să fim puși în situația în care, nu știu, ne pierdem jobul și timp de 3 luni ne căutăm un job nou și pentru a trăi în acele 3 luni trebuie să ne vindem acțiunile sau, Doamne ferește, să vindem ceva imobiliare ca să trăim. Da, avem fond de urgență, măcar 6 luni de zile, suntem în siguranță acolo, iar investițiile le tratăm separat și le vedem pe termen lung. E, și un alt lucru important, rata de economisire, da? 10% minim, noi recomandăm mai mult, pentru că și ținta noastră a comunității și a grupului este independența financiară. Cum ajungem la acele rate mai mari? Păi cea mai simplă metodă este să ne concentrăm pe venitul activ, să-l creștem. Da? Ne concentrăm eforturile pe venituri active, creștem acel venit activ și costurile de trai le păstrăm la același nivel ca înainte. Astfel încât dacă ne crește venitul activ cu 20% și menținem costurile, putem economisi încă de mâine și 20% și tot așa. În practică, oamenii care înțeleg această ecuație, aceia sunt cei care ajung la 70% economisire, 80%, 50% și tot așa. Da, nimeni nu se trezește într-o dimineață și spune, ok, am 5.000 de euro venit, de mâine o să cheltui 1.000 și 4.000 pun deoparte. Nu, se întâmplă invers. Își încep cariera cu 1.000 de euro sau mă rog. La un moment dat au o carieră, au un venit de 1.000 de euro, îl cheltuie pe tot, încep să se concentreze pe venitul activ, în câțiva ani promovează o dată de două ori, ajung la 2-3.000 de euro și costurile lor nu se duc la 2-3.000 de euro. Și de la 1.000 poate cresc la 1.300 sau 1.500. Și în felul ăsta ajung la o economisire, un rată de economisire de 40-50%. E destul de simplu, da? Că suntem, mai ales în perioada aceasta, într-o economie în creștere. Avem și inflație, cresc și salariile pe piață, deci suntem într-un moment, foarte bun. Bun, am mai avut o întrebare legată de pensii private sau să investim pe cont propriu. Aici viziunea mea personală este pe sistemul do it yourself. Da? Nu exclud varianta unei pensii private sau unit link-uri sau alte instrumente.
însă l-aș vedea așa, ca niște bonusuri. Ok, să fie acolo. Poate o să mă ajute la un moment dat, dar eu mă bazez pe mine și pe forțele mele și pe cunoștințele mele să-mi creez baza financiară care mă va duce acolo unde îmi doresc. Da, până la urmă, orice administrator de fonduri își va vedea în primul și în primul rând interesul lui. Iar interesul lui este comisionul pe care îl obține de la tine, în primul rând. Abia în al doilea rând își va dori să te mențină client prin a-ți oferi un anumit randament. Dar e abia scopul numărul doi al oricărui administrator. Dacă tu îți administrezi banii, atunci îți aliniezi toate scopurile spre a-ți oferi tu ție acel randament cât mai mare. Da? Bun. În investiții este corect că foarte mare parte din tot ce înseamnă procesul de investiții ține de psihologie și de mindset. Un mindset sănătos și corect, da? Controlul emoțiilor, mă rog, o direcție bine stabilită și tot așa. Dar toate chestiile astea sunt secundare ca și ordine de priorități. Pentru că fără acele 20%, 30% care reprezintă cunoștințe hard knowledge, cunoștințe concrete, financiare, nu poți să faci nimic cu mindset. Da? Bun, în acest scop, noi, Dan și cu mine, am încercat tot timpul să transmitem și informații hard, adică cunoștințe financiare legate de investiții pe un limbaj pe care să-l înțeleagă oricine. Am făcut și workshop-uri pe această temă, workshop-uri chiar intensive de 8 ore sau peste. Și în cadrul acelor workshop-uri am încercat să transmitem cât mai multe informații. Că avem și Dan și cu mine mulți ani de experiență în domeniul investițiilor și noi nu suntem genul de trainer sau de oameni care să le ținem informații. Hai că le ținem pentru mine și vouă vă dăm doar așa să vă luăm ochii. Noi chiar vrem să transmitem cât mai mult și ce informațiile valoroase pe care le deținem. Chiar și în training-uri intensive de investiții de 8-9 ore, tot nu reușim să transmitem tot ce avem de transmis. Și de multe ori cursanții noștri ne solicitau mai mult, vreau mai mult. Spuneau că ok, am învățat foarte multe lucruri, mi-am luat idei, dar tot mi-e teamă să mă apuc. Tot simt că am goluri de informații, goluri de, nu știu, de abilități. Așa că în martie anul acesta am pornit un program de 3 luni intensiv de educație în domeniul investițiilor și finanțelor personale. Programul l-am numit Succes în finanțe personale și investiții. Și în acest moment suntem undeva la finalul acestui program pilot. Programul pe care l-am făcut în martie a fost accesat în special de cursanții noștri de la cursul de investiții. Rezultatele au fost extraordinare, excelente. Că oameni care au învățat la curs despre investiții, le-a plăcut și dar totuși nu aveau curajul să se apuce. Acum s-au apucat și au deschis conturi la bursă, au tranzacționat pe conturi demo, au învățat să analizeze o situație financiară, se uită la documentele primare, la prospecte de emisiune și să înțeleagă mai multe despre ce înseamnă o investiție și să simtă că intră în lumea asta a investițiilor având cunoștințele de bază necesare pentru a o face. Nu a intra cu emoție, ok, mi-e frică, hai să văd și eu ce se întâmplă, mi-e frică de mor, că nu înțeleg nimic de ce se întâmplă, de ce se întâmplă aici. Da, și mai mult decât atât, având posibilitatea să le pună în practică. Una este să citești undeva, domnule, uite, ca să cumperi o chestie, trebuie să citești aici și vezi nu știu ce, și alta este să intri într-o platformă
să vezi cum arată respectiva obligațiune, care sunt prețurile la cumpărare, la vânzare, cum arată respectiva acțiune, că există și certificate. Toată lumea are impresia, nu domnule, pe bursă sunt acțiuni. Nu e adevărat, pe bursă sunt atâtea instrumente, inclusiv cu risc mic, cum sunt obligațiunile, fără nicio problemă, dar dacă nu știi de ele, dacă nu știi cum se tranzacționează, dacă nu știi ce înseamnă prețul clean și prețul dirty, n-ai nicio șansă, nu? E păcat să nu te informezi. Da, uite, vorbea Dan mai devreme de investiții în obligațiuni cu 9% dobândă, sunt instrumente și cu obligațiuni internaționale, sunt ETF-uri, ETF-urile sunt un fel de fonduri de investiții listate la bursă, globale, foarte cu volume enorme, nu vorbim aici de produse obscure și pe care ni le propune vecinul de la 3, că e într-un MLM financiar, de ce nu știu, OneCoin sau ceva de genul ăsta. Nu, aici vorbim de instrumente accesate de investitorii profesioniști, da, și folosite la, pe scară largă și accesate de investitorii individuali din vestul Europei și din Statele Unite, pentru că acolo există o cultură a investițiilor. În Statele Unite, cel puțin, oamenii cam știu că ei trebuie să-și facă, să-și construiască și independența financiară și fondul de pensii, da, și ce, să-și construiască prosperitatea și pentru mai târziu, nu doar pentru astăzi. Bun, vreau să vă arăt foarte pe scurt în ce constă acest program pe care îl lansăm din nou pentru public. Programul se numește Succes în finanțe personale și investiții. Se va concentra 80% pe partea de investiții și 20% pe partea de finanțe personale. Vom lucra efectiv pe platforme, vom intra în tranzacții, vom aborda toate tipurile de investiții financiare pe care le avem la dispoziție. Vă voi arăta și care este programul. Se vede? Da, se vede. Da. Bun. Ok, programul de 12 săptămâni începe pe 5 iunie. Va fi în fiecare marți seara de la 19 la 21. Bine, 21 relativ, că noi cam tindem să ne întindem, cam ne întindem și după această oră. Va fi un program interactiv, tot online, pe aceeași platformă, pe Zoom. Vom preda informații, dar vom avea și discuții cu participanții. Vom avea teme de casă, nimeni nu scapă din acest program fără să-și facă un buget personal, fără să-și deschidă un cont demo de bursă, fără să cumpere pe cont demo acțiuni, obligațiuni, mărfuri, ETF-uri și alte instrumente, atât din România cât și din străinătate. Nimeni nu va scăpa din acest program fără să poată să identifice o raportare, când a raportat, nu știu, pe tromul situații financiare pe trimestrul întâi, să poată să identifice unde o găsește, să o citească, să vadă dacă e de bine, dacă e de rău, să nu se mai bazeze pe articolele din ziar că, uite, acțiunea cutare e bună sau nu e bună, ci să-și calculeze singuri indicatori de analiză fundamentală. Toată lumea va ști, se uită pe un grafic. Da, nu vom deveni profesioniști în analiză tehnică a graficelor, dar vom ști să identificăm praguri de suport, de rezistență. Și noi nu avem nevoie să devenim astfel de profesioniști, pentru că marea parte a celor care se concentrează pe venituri pasive, pe termen lung, nici nu au nevoie de acest lucru. Sunt oameni foarte obișnuiți, nu sunt toți genii care să lucreze la NASA, da? Sunt oameni absolut de rând și care reușesc într-un timp foarte scurt, de genul o oră pe săptămână, să-și administreze acest portofoliu, repet,
pasiv și care pe termen lung va face diferența de la pământ la cer. Da? Am văzut o întrebare, zice, domnule, și ce fac în ritmul ăsta? Stau și muncesc 2 ani ca să strâng 4.500 de lei. Și întrebarea mea este, bun, și care este alternativa? E mai bine fără? Ți se pare că 4.500 de lei sunt puțini, da? E mai bine fără? Ia stai 10 ani, ia stai 20 de ani și vei vedea contul tău și vei vedea ce produce, ia nu fă nimica și vei vedea cum ești mai am câștigat. Părerea mea. Tot te gândești simplu, ok, bun, dacă 10 ani mi se pare mult, dacă aș fi gândit altfel acum 10 ani. Exact, exact. Timpul oricum trece, viața oricum trece. Important este, frate, te alegi cu ceva sau rămâi pe zero cum ai plecat, cum ai pornit la drum, știi? Nu știu, fiecare dă răspunsul pe care îl dorește, nu e... Bun, voi trece foarte, foarte pe scurt prin ce vom învăța în cadrul acestui program. Vom începe cu partea de motivație, care e cea mai importantă până la urmă, adică facem ce facem, dar de ce facem? Da? Că nu e un scop în sine să am bani, nu e un scop. Mi se pare așa un scop care are în spate adevăratele scopuri. Să ajung independent financiar pentru că îmi doresc ce? Libertate, să stau cu familia, să mă bucur de vacanțe sau ce-o fi. Aici vom învăța câteva elemente foarte importante, câteva metode de a implementa obiceiuri financiare solide. Vom intra un pic în neuroștiințe. Dan are un master în neuroștiințe. Și eu am studiez și eu neuroștiințele la masterul de coaching acum și sunt absolut fascinat de răspunsurile pe care le-am aflat în studiul acestor neuroștiințe. Vom învăța câteva lucruri despre baza financiară înainte să începem să investim, da, despre buget, despre situația activelor și pasivelor pe care fiecare cursant o va face și o va urmări ani de zile de acum încolo. Deci tot ce facem noi în acest program este conceput astfel încât voi să deveniți autonomi. Noi vă arătăm ce și cum facem, cum ținem evidența, cum ne uităm la investiții, cum facem investiții, care e constanța acestor investiții. La sfârșit, voi vă faceți planul, da? Bine, alături de noi, planul de investiții și după care îl urmați. 10 ani, 15 ani, voi rămâneți în stăpânii corabiei acolo. Bun, după care vom intra în partea tehnică, educație financiar-bancară, da? Despre carduri de credit, datorii, conturi curente. Vom învăța cum să găsim repede cele mai bune soluții. Vom merge un pic pe partea de mindset în investiții, da? Determinarea profilului de risc. Nu investim așa, citim o carte și investim după acea carte, când poate profilul de risc al autorului acelei cărți e cu totul și cu totul diferit decât al nostru. Da? Asta e cea mai simplă metodă de a ne distruge orice șansă de succes. Să urmăm orbește rețete scrise de altcineva care are un profil psihologic diferit, un profil de risc diferit, situații de viață diferite și așa mai departe. Da? Noi vrem să facem educație aici, adică să învățăm să gândim, nu să urmăm rețete orbește. Investițiile în fonduri mutuale, veți vedea că dacă știm ce să facem acolo, chiar putem obține rezultate foarte, foarte bune și la costuri foarte mici. Intrăm în investiții în valori mobiliare sau investiții financiare, cum se mai numesc. Da? Vom învăța caracteristicile fiecărui tip de instrument, care sunt instituțiile implicate, dacă avem și un broker, avem și un supraveghetor și un depozitar central și bursa și așa mai departe. Intrăm concret pe obligațiuni, deschidem cont demo pe internațional și pe național,
cumpărăm ETF-uri de obligațiuni individuale, învățăm cum să investim și în cele nelistate, da? După care intrăm în partea de acțiuni, cumpărare de acțiuni, ETF-uri naționale și internaționale pe acțiuni, învățăm să citim situațiile financiare ale unei companii, învățăm să citim informațiile din prospectul unui ETF de acțiuni, unde le găsim, cum le analizăm, cum vedem costurile, cum luăm decizii. Da? Analiză fundamentală, da? Cum alegem o anumită acțiune, la ce ne uităm, la profit net, la raport preț pe price per earning, preț pe câștiguri, analizăm lichiditatea, elemente simple, deci tot ce vorbesc aici o să fie prezentat într-un limbaj simplu, astfel încât să înțelegem, nu vorbim din teorii și elemente de doctorat financiar. După aia intrăm un pic pe investiția în mărfuri și derivate, unde vom face și elemente de analiză tehnică, ne uităm pe grafice, învățăm despre mărfuri, la ce sunt ele bune, da, când ne folosesc, cum sunt ele complementare cu alte investiții în obligațiuni și acțiuni, de exemplu. Avem un modul și despre investiții imobiliare, pentru că... Ok, avem investiții financiare, ne concentrăm pe ele poate la început, dar, cum spunea cineva într-un comentariu azi pe grup, pentru a ajunge independent financiar este mai simplu de calculat în investiții imobiliare. Da? Dar poate după ce ne multiplicăm banii cu investițiile financiare. Penultimul webinar o să fie alocat pentru planul personal de investiții. Deja ajungem la nivelul la care aplicăm tot ce am învățat înainte și ne facem o alocare a activelor pe profil de risc, pe obiective, pe termen scurt, mediu și lung, învățăm cum să le monitorizăm și ne facem un plan pe următorii 10, 15, 20 de ani, practic la acest webinar. Și încheiem glorios, plătind partea statului, da? Cel care ne susține prin tot ceea ce face. Învățăm despre impozite, ce declarații fiscale avem de depus și, iarăși important, cum să optimizăm fiscal. Da? Adică să nu plătim mai mult decât facem lucrurile astea. Veți vedea aici și testimoniale și ale cursanților de astăzi, câteva lucruri despre noi. Pentru cei care participă la acest webinar și se decid până luni seara, pe lângă acest program care începe pe 5 iunie, vom oferi și două bonusuri. Unul va consta într-o ședință de consultanță și coaching 1 la 1 pentru oricare dintre noi, cu mine sau cu Dan. La începutul programului sau la sfârșitul programului, recomandabil la sfârșitul programului, după ce cursantul începe să aplice tehnicile de investiții și poate, nu știu, în 3 luni, 4 luni mai are el întrebări și alte nelămuriri și putem să facem acea ședință de consultanță. Și al doilea bonus este cursul nostru de investiții de 8 ore, pe care îl avem de vânzare la 290 de lei. În cazul de față îl oferim gratis, ca bonus, pentru cei care intră în program până luni seara. Prețul cursului, prețul programului este de 1800 de lei până pe 26 mai. Iar în cazul vostru particular, acesta este prețul, dar până luni seara mai aveți în plus, față de programul de 12 săptămâni, și cursul de investiții inteligente și surse de venit pasiv, pe care găsiți la mine pe blog, și o ședință de consultanță pro bono de la mine sau de la Dan, în funcție de ce nevoi aveți specific sau pe ce specializare aveți nevoie de acea consultanță. De exemplu, eu sunt mai mult specializat pe bursa din România, Dan e mai mult pe instrumentele din,
pe internațional. Bun, cam acesta a fost prezentarea programului nostru de 12 săptămâni și webinarul nostru de astăzi. Sper că a fost interactiv, a fost util, ați învățat ceva de la noi. Eu vă mulțumesc. Dacă pot să fac și eu o completare, investițiile mele sunt bazate pe principiul diversificării. Deci mie îmi place cel mai mult chestia asta să, cum se spune, să nu-ți pui toate ouăle în același coș. Investesc și la bursa din România, investesc și în străinătate, nu numai pe burse, mare parte, într-adevăr, în imobiliare, în obligațiuni, în mărfuri, în instrumente derivate, puțin și în piața valutară. Mă rog, ce vreau să vă arăt este că acest curs există și pe site-ul meu, ăsta este site-ul de Ișcoani și iată aici în partea de dreapta sus vedeți două fețe cunoscute în caz că le recunoașteți și bineînțeles descrierea programului de training și așa mai departe. Bineînțeles că veți găsi oferta cursului de investiții pe care îl primesc cei care vor alege să se înscrie la acest program de training și descrierea și așa mai departe. Câteva testimoniale vă mulțumesc celor care v-ați exprimat părerea despre acest curs. Ne-am bucurat foarte mult că ați găsit valoare și că v-a ajutat și vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele voastre frumoase și, bineînțeles, așteptăm cu mare interes propunerile voastre în continuare, pentru că scopul principal al lui Valentin și al meu este să vă oferim informații cât mai bune, cât mai practice, cât mai aplicabile, care să funcționeze, dar nu să funcționeze așa în univers, să funcționeze pentru voi punctual și pe termen lung. Aș vrea să mai adaug un singur detaliu despre programul de 12 săptămâni. Are loc în fiecare marți seara, de la 19 la 21. Aceste webinarii totuși vor fi filmate, da? Și fiecare participant va avea acces la filmare, în cazul în care, nu știu, într-o marți nu pot sau ceva de genul ăsta. Deci după fiecare webinar vom avea și filmarea pusă la dispoziție și suportul de curs și accesul la noi pe tot parcursul, programului, cu orice întrebări și nelămuriri, pe Messenger, pe e-mail, pe orice sursă online. Bun, sper că v-a plăcut și a fost util ce am făcut noi după masa asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru implicare. Au fost foarte multe comentarii, întrebări și vă doresc în continuare un weekend plăcut, acum că l-am început cu bine împreună. Și mult succes în investiții și în tot ce vă doriți. Și eu vă mulțumesc mult pentru participarea. Am fost foarte bucuroși de participarea consistentă de la webinarul de astăzi. Sperăm că am venit cu informații utile. Într-adevăr, așteptăm cu mare interes fiecare întâlnire cu voi, pentru că voi sunteți cei care ne motivați și ne ajutați foarte mult în tot ceea ce facem. Și vă așteptăm și pe viitor cu cel mai mare drag. Și vă așteptăm la programul de 12 săptămâni. N-o să regretați. Bun. Ceea ce privește acest webinar, într-adevăr, a fost înregistrat și va fi postat și pe site-ul lui Valentin și pe site-ul meu. În caz că este ceva ce doriți să revedeți sau cei care nu au apucat să-l urmărească și ei se bucură de aceeași ofertă și ei se bucură de aceleași condiții, deci vă invităm să-l vizionați. Mulțumesc mult pentru participare, toate cele bune. Ne cerem scuze pentru durata foarte mare, am depășit cu mult timpul alocat, dar parcă nu ne pare foarte rău pentru chestia asta.
O zi bună în continuare. La revedere. La revedere. Numai bine. Weekend plăcut.